Sărbările naționale de la Țebe au adunat la oaltă mii de români din toate colțurile țării, dar și oameni politici. Și senatorul hunedorean, Vasilică Potecă, a fost la Țebea pentru a-l comemora așa cum se cuvine pe Avram Iancu. Avram Iancu a fost un model, a fost un, și-a urmărit, de fapt, idealurile pentru care a luptat foarte mult. Se mai păstrează ceva din aceste idealuri pe care Avram Iancu le-a avut și care ne-au schimbat până la urmă traiectoria în ceea ce privește România? Deci, în ultima perioadă am văzut românii atât din Moldova, atât din Moldova de peste Prut, din Ucraina, din Serbia și am văzut și pe românii de din afara granițelor țării. Acest spirit se păstrează, lumea are nevoie de Avram Iancu, lumea are nevoie de idealurile de la 1848, ele sunt reluate cu foarte mare acuitate în acest moment. În aceste momente când eu vă dau acest interviu, dacă vă uitați pe platou, sunt cei de la Alianța pentru Uniunea Românilor, ceea ce îți spune că lumea dorește să se unească, lumea dorește să-și regăsească forța și suflul într-un ideal național. Anul ăsta chiar cred că a fost o sărbătoare echilibrată, în care cred că nu au avut parte de excese. Dar sunt lideri care, din punct de vedere al bunului și altora, sunt fluierați. Asta este. Trebuie să ne asumăm. În scena politică ți asumi aceste lucruri și dacă nu ți le asumi, înseamnă că nu ești politician și nu poți să fii politician.